bastone protegge. Ne facem perimetru, da? Să putem lucra. Au fost trei situații tactice. În prima fază, izbucnirea unui incendiu, apoi două victime intoxicate cu fum, pe care l-au preluat echipajele SMURT, și ultimul exercițiu a fost la un chioșc cu materiale pirotehnice de grad 4, unde au intervenit pirotehniștii de la detașamentul Suceava și au luat toate aceste materiale și le-au depozitat într-un loc sigur. Prin acest exercițiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a urmărit comportamentul comercianților și al clienților bazarului la declanșarea unei astfel de alarme, dar și intervenția militarilor, pirotehniștilor și a paramedicilor SMURD. Facem aceste exerciții și pentru a cunoaște foarte bine zona, pentru că bazarul, după cum știți, a suferit unele modificări și atunci echipele de intervenție să știe exact unde să intervină și locurile de acces pe care le poate folosi pentru ca situația să fie rezolvată cât mai repede. În mare parte, comercianții și clienții s-au conformat, au închis rapid chioșcurile și au evacuat complexul comercial. Dacă e acțiune, trebuie astăzi. Am strâns repede, nu adora mult. Foarte bine. V-au anunțat dinainte sau...? Da, cum eu am spus. Avem strigătoare, domnii de la pompieri care sunt angajați, într-adevăr, vin dimineața, îi găsim aici. Își fac treaba. E util exercițiul ăsta? Super util. Foarte util. Foarte util, fiindcă ați văzut ce s-a întâmplat la București. Poate trebuia făcut mai de mult. Intențiile sunt bune. Și noi trebuie să cooperăm. Deci trebuie să fim înțelegători. Că dacă se întâmplă nenorocere ca acolo, e și din lumea noastră. E foarte bine ce se fac. Își fac treaba. Eu să o fac cum de mult. Am închis. Așteptăm de acum. Ținând cont că a fost anunțat ca și exercițiu, mare parte din cei prezenți în bazar s-au comportat așa cum trebuie, însă au fost într-adevăr și persoane, mai ales comercianți, care au rămas în urmă cu închiderea și chioșcurilor și părăsirea locului.